Mai bună investiție în această perioadă este în vânzări online cu mărfuri care pot fi rulate foarte ușor, susține profesorul Dan Voiculescu. Înainte de a începe însă afacerea, tinerii trebuie să învețe ce presupune un business. Dacă ar fi din nou student, Dan Voiculescu s-ar înscrie tot la Facultatea de Comerț Exterior. În lumea de azi aș căuta să mă angajez la o firmă, să învăț meserie și, în paralel, probabil m-aș ocupa și de un business personal, ceva cu vânzări online, produse cu viteză mare de circulație. Să dau și un exemplu, ceai din Sri Lanka, promovat deștept, sau scorțișoară Ceylon. Există deja și pe piața de la noi, dar mai e loc și, dacă știi să faci lucrurile serios, o să-ți iasă. Jurnaliștii de la capital au imaginat un scenariu în care un tânăr moștenește jumătate de milion de euro. Profesorul Dan Voiculescu a construit pe baza acestui scenariu un model prin care banii pot fi înmulțiți în mod inteligent. 100 de mii ar putea să o folosească drept participare proprie pentru a obține un împrumut de investiții de un milion. Un milion bine investit te duce la alt nivel. A doua 100 de mii ar fi bine să o placeze atent la Bursa de Valori București. A 300 ar ține-o de rezervă într-un depozit bancar, iar ultimele 200 l-aș sfătui să le investească într-o linie de producție în care materia primă ar trebui să fie apa sau aerul. Deci, ca principiu general, să construiască temeinic, cu răbdare, să-și dea timpul să crească, inclusiv pe plan personal, împreună cu afacerea lui. În urma cu 15 ani, profesorul Dan Voiculescu a lansat ideea unui tichet educațional. Era vorba de un sistem prin care o parte din surplusul obținut de profesioniștii de 50-60 de ani ar fi fost transferat către tinerii care își doreau să-și completeze studiile sau să înceapă o afacere. Din păcate, România anilor 90 nu era tocmai pregătită pentru o asemenea abordare, dar între timp tipul ăsta de sistem a început să se aplice în statele nordice. Va fi descoperit și la noi într-un târziu și pentru că vine de afară, probabil va fi mai ușor acceptat.